Au început să omoare cultura, primul lucru pe care da, o să urmeze învățământul, o să urmeze sănătatea, o să urmeze rând pe rând, o să cadă toate instituțiile pentru că n-au. Teatru nu mai e! Bravo PSD! Teatru nu mai e! Bravo PSD! În acest moment este vorba de o situație în care am ieșit aici și zicem demnitate împotriva minciunii. Cultura întotdeauna a fost oropsită. Întotdeauna a fost oropsită. A avut cel mai puțin bani din tot bugetul. Întotdeauna. Dacă noi stăm acasă în toate situațiile și arătăm că nu ne pasă, pentru că dacă stăm acasă nu ne pasă, atunci incompetența se propagă. Solidaritate! Situația în momentul de față este că teatrele rămân fără niște tehnicieni absolut necesari desfășurării în bune condiții a spectacolelor. Practic, teatrele până luna mai au funcționat așa, în alb, semnături în alb, pentru că nu aveam niciun buget, nu știam ce vine. În toamnă, dacă situația rămâne la fel, o să fie dramatic și pentru activitatea teatrului, pentru că nu vom mai putea juca foarte multe spectacole. Fără ei, nu se poate. Greșeala lucrătorului din instituțiile de cultură este că vine la lucru, indiferent de ce are acasă de mâncare. Lumea știe, se alocă bani în pensii speciale, în fel de fel de aiurel care se fac, de firea, de exemplu, primărița Bucureștiului a cheltuit bani aiurea cu toate concertele alea care le-a dat prin toate piețele, aici aiurea când erau, sunt atâtea lucruri de făcut în capitala asta nefericită. Și ăștia la fel fac, ei iau bani și pe asta mea.